Salutare lume, acum am ajuns și noua tastatură. Hai să vedem asta tastatura mea. Hai să vedem acum cum se prezintă. Deci, cam asta tastatura. Pe spate nu prea are nimic, cam ăsta e de la ei, manualul. Cel mai folosește manual. Hai să vedem. Să o desfacem. Revin imediat. Atâtea buton, atâtea cutii are de efectiv zici că ții niște la ce desfaci. Nu, bun. Hai să le facem și la asta. Și cum am ce zis, mai revenim încă o dată că da, cu mâna mi-e un pic cam greu, băgând după aia în funcțiune. Cam n-ar fi nici chiar silențioasă, dar da. Eu zic că e ok după cum se aude. No, bun, am pus, mai am cum se aude. Am pus și o tastatură în funcțiune. Cam așa se vede aici cealaltă, pe care o să o schimbăm. Să vedem dacă nu schimbă culoarea cumva. Hai că încercăm acum un exemplu, intrăm și noi într-un joc. Asta mi se etapă pentru cine s-a întrebat tot timpul. Camera web care pornită de ce n-am habar. Mă rog, e curios cum timpul de reacție. Stai că mi se nu mă închid, să nu mă închid calculatorul. Hai să întreb pe Fortnite. Da, o ridic un pic mai sus că da. 2 minute. Nu băgați de seama aici. Bun, acum mai sus și revin cu review din joc, cât de repede. No, bun, băieții, nu știu dacă am făcut bine ce am făcut aici, dar eu zic că e destul de bună, nici nu așa zgomotoasă. Bine, acum deocamdată trebuie să mă obișnuiesc eu cu el. Sper că vedeți ceva de mâna mea. Hai, bine să vede mâna, las că e bine. Bă, e destul de ok, tastatura, gen timpul de reacție e destul de ok la ea. Nu ne putem plânge. Un exemplu chiar repede, deci aș putea să zic. Cam asta tastatura, vă mai arăt încă o dată. Asta e firma. Skiller. Tastatura RGB. Deci, eu aș recomanda-o pentru orice gamer. Hai, v-am lăsat. Vreau să mai facem review-uri la alte chestii. Oricum ce o să vină pe viitor o să fie un mic upgrade. Să-mi spuneți în comentarii acolo. Sau să vedem. Pot să vă și eu la like-uri sau așa mai departe. Hai, ciao, ciao!